Tu ai COVID. Eu am COVID, el are COVID, noi avem COVID. Noi avem COVID. COVID. Săptămâna trecută am filmat doar până miercuri, pentru că joi eu și Stelian am fost diagnosticați cu COVID. Așa că azi am editat doar o bucată din vlogul de săptămâna trecută. Nimic interesant, dar am zis că să-l postez totuși, să fie așa înainte și după COVID. Acum ne simțim mai bine. Stelian, tu cum te simți? Stelian se simte bine. El, deși a fost diagnosticat pozitiv, nu are niciun simptom, doar o ușoară tuse și atât. Ceciliei i-a dispărut mirosul. Ai miros? Și câteodată mă doare capul și nu mă simt rău. E ca așa. Iar eu am crezut că mor, dar n-am murit. După 5 zile de antibiotice și o pneumonie destul de frumoasă, ieșim cu bine. Bilaterală. Astăzi, bilaterală. Bilaterală? Pneumonie? Da. Astăzi am stat toată ziua în pat. Astăzi e luni. Mâine vedem ce facem. Mâine vedem ce facem. Astăzi un pic am scris și iată. Nu, astăzi am făcut Lego cu Cicita. Citesc din astea două cărți când ce mai pot. Da, mâine e marți și mâine tot în patul stăm, dar sperăm să ne simțim mai bine. Hai, Liuța, faci procedură singurică, da, mami? Mai întâi, da, mai întâi cu normarin în năsuc și pe urmă cu aspiratorul, hai. Haide. Cum faci, tata? Ia de să facem, așa? Nu ți place. Hai încă. Hai și partea asta. Așa. Bravo, bravo. Ia, dar ai luat trofieul, da? Da. Ți-ai luat ce trebuie. Și acum tu singurică. Sergiu s-a hotărât să ne înveselească, să ne facă ziua mai frumoasă și ne-a făcut aici biscuiți. Biscuiți cu untură și untură și smântână. Aștia pentru mama i-a lăsat așa. Ea nu mănâncă dulce, iar pentru noi cu zahăr pudră. A făcut aici o grămadă zahăr pudră. Ca să nu ne fie toate zilele triste, Sergiu a decis să ne bucure azi și ne-a făcut plăcinte cu maia, cu cartofi și varză. Acuș cu un ceișor. Ceiul ca la mâncare. Ceiul ca la mâncare. Și ce vrei? Ceiul ca vinde. Mă și l-am turnat. Ei! Bunica azi ne-a lintă cu cremuști în aluat. Bunica le-a făcut. Aaaa. Dacă mama ne-a lintat cu cremuști în aluat, Sergiu ne-a lintă cu plăcintă. Plăcintă cu brânză, plăcintă cu măr, plăcintă cu ceapă și plăcintă tot cu măr. Cea mai gustoasă mâncare într-o zi de sâmbătă e o farfurie de borș cu curechi și cu carne de porc. Făcut, supă cremă. Făcut borșul de mama și pâine cu maia făcută de Sergiu. Da, poftă bună! Bună dimineața! Astăzi e duminică, ar fi trebuit să dormim mai mult, dar Liuța a avut grijă să ne trezească pe toți. De fapt, ea nu a dormit prea bine noaptea. Ei, Lia, papădia! Bună dimineața! Ciocărlia.
Eu tot m-am dormit. De ce n-ai dormit? Cine, nu cunoști camera asta? Azi toată ziua stăm în pat, da? Eu nu toată ziua stăm în pat. Acuși vine soțul să ia și eu cred că o să dorm un pic. Fiindcă... Un pic asta vreo oră. După care bem cafeluța și începem începem ziua. Eu am început să citesc dintr-o carte foarte interesantă. Las totul în ordine, dar despre ea lasă o să vă povestesc mai multe în cărțile lunii februarie. Până atunci, mai citesc din ea un pic. Cecilia, 2 ani și jumătate. A mâncat mărul. Gata, mărul a murit. Gata, mărul a murit. Ți-nchipui? Dar cartea când se mănâncă moare sau nu? Ia arată-ne ce carte ai. Noi astăzi, toată ziua o să citim din cartea asta. Ba nu. Bunica a plecat acasă și noi am rămas iarăși singuri în 5. Sperăm că am învins COVID-ul. Vedem. În orice caz, eu deja mă simt mai bine. Eu mă simt cea mai bine. Vedem ce ne rezervă zilele următoare. Stelian. Dar astăzi o să stăm în pat, o să ne odihnim. Eu în continuare iau vitamine. Liuța stă așa cu mine. Nu am prea multă putere în mâini. Și nu pot ține mult în brațe, o ține mai mult Sergiu, dar sper să-mi revin cât mai curând și asta e. Trebuia să trecem și peste această boală. Mesajul meu către voi este să nu fiți indiferenți și să respectați toate măsurile de siguranță, să vă spălați pe mâini. Da, Cece? Da. Cum e COVID-ul? Rău. Cum mama s-a simțit? Rău. Da, eu am zis că nu am dușmani, dar dacă aș avea, nu le-aș dori să treacă prin asta, pentru că e ceva... Ea tot s-a simțit un pic rău. E ceva destul de greu. Da, iubire mică. Da, încheiem vlogul. Săptămâna asta nu a fost prea vesel, dar am vrut să vă țin la curent cu tot ce mi s-a întâmplat. A fost greu, a fost nu știu cum. Important să fie de acum înainte bine. De mâine încep un nou daily vlog. Sper să am putere să-l duc la capăt. Așa că ne reauzim. Pa, pa!